Îți spui eu când mi-o lua banii. Când o venit, eu mâncam fasole. Bine, Simon, eu sunt și îl întreb, dar spune-o că nu ți-o lua, că întotdeauna când o făcut ceva, mi-o arătat când o făcut. Nu face așa, e numai de capul lui. Atunci unde îs? 1000 de euro, fraților. Mâine trebuie să-i dau bani la muncitor. M-a sunat și acum seara am vrut să aranjez banii, cam aici numai 50 de milioane și am zis că mai iau 200 de euro. Deci 50 de milioane și iau 200 de euro și 60. Și dau la om. Dar nu -s. Nu râde, pune pe interfon. Unde mi-s? El i-a luat. Nu vine. Pa. El ți-a luat, să-ți ia din portofel bani. Când au venit să mânce fasole, eu mânca fasole, atunci mi-s, eu. Nu vine, unde mi-s? Păi, de unde știu eu unde ți-s? Ai pus undeva. Sau ai plătit ceva și nu mai știu. Tu ce să plătesc? Bine. Ce să plătesc? Am plătit WC-ul și ele. Am plătit cu banii de pe amanet. Ce să plătesc? Am avut 1000 de euro și am ținut acolo și nu-i mai. Caută bani, cavaș. Așa ceva, bă, când te lovește sărăciile. Sub fața de masă nu-s banii. M-am uitat. Rădică, ce te mai uiți în portofel? De 7 ori m-am uitat eu. Ca pe gubosul ăla care îi fură banii în portofel, portofelul și să caute de 10 ori în același loc. Nici acolo nu-ți le am. Dacă e ascuns, fețe și sub haine și pe unde e ascuns. Și asta trebuie, ascunde. E ascuns de mine să te fac altul. Eu i-am ascuns. Dar cine nu? Tu ascunzi de mine banii. Hai să vedem între cerceafurile alea, nu? Da, păi în ce cerceafuri? Ți-am zis, nu ne mai trebuie atâtea cerceafuri. Du-te, Simon, și lasă-mă după ce că mă... Mediază-și că ți-am stricat somnul. Păi ni l-ai stricat, dar nu ni l-ai stricat. Mă faci să caut bani, că tu ascunzi banii. Ascuns printre cea cu bani. Nimic. Nimic pot. Mora de iad, să moră cea mai scump. Știu că i-am scos din ăla, i-am... Că erau împăturați de așa în ea. I-am îndreptat, i-am făcut... Deci știi că i-ai scos. Da, dar i-am pus înapoi. I-ai îndreptat ca să-i pui înapoi. I-ai scos și cine știe unde i-ai pus. Nu dai pași atunci. Pe cum dai pași? Că îmi trebuie banii dimineață. Păi gândește-te unde i-ai pus. No, păi dacă îți trebuie banii. Unde i-ai pus când i-ai scos? Nu știu, că eram pe scaun acolo la masă. Acolo erai. Da. Aici nu. Nu eram buzunare.
Era strâns. Nu mi-a fost în pantalon și ai băgat la spălat. Ui. Dă-s o cutie. M-am uitat sub cutie. Când dai năcazurile pe cap, vin altele și mai grele. Vin altele și mai grele. Mai din sub ăsta. Aici pui sub ăsta? Dar nu m-am... Nu. Noi, Liana. Dar ce-a zis cocotierul? Am zis, spune pe interfon să aud eu cum vorbește. Nu tu, că tu pe cine te păcălești ăsta, păcălești capete. S-a luat ăsta vreodată fără să nu zică sau ceva. Ei, paci. Stai și caută-ți. Înveți minte să nu-i mai ascuns. Dar am zis că i-am ascuns? Păi eu trebuie să-mi ascund banii în casă, la mine. Păi așa faci, că-i ascuns. Tu tot timpul i-ai ascuns. Și nu știu câte ore ai ascuns și nu mai știe unde. Blugi? Ia vezi în blugi. Ce să cred văd că, în blugi? Cred că în blugi mi-au fost banii. Cum să știe în blugi și amu i-ai luat blugii pe tine? Tu! Amu două zile sau când am fost în blugi. În ce blugi ai fost? Nu știu. În blugi. Am fost în blugi. N-am fost în blugi. Așa. Să vezi că i-ai spălat și i-ai spălat cu tătul. Vezi că ăștia nu-s românești? S-au rupt. Ascultă-mă ce spun. Capul ți s-a rupe. Ui, numai că sunt blugi. Da, bine, sunt blugi, doar am căutat înainte, m-ați dau pace. Nu? Nu știi, stinge pe cuvinte și caută-ți banii, dă-mi pace. Mă enervez tu pe mine, îmi cau să-ți cauți bani și tu nu știi capul. Unde-s banii? Unde-s banii? Unde-s banii? Unde-i mia de euro? Ai la noapte și vedea știi ce ai. Oameni buni, cam așa stă situația. N-o-s banii. Ascultați-mă ce vă spun că n-o-s. Ăștia mi-au rămas de la 200 de milioane ce am plătit de la Amanet. O să stau să calculez până în Ninja. Că noi, marți,